E destul de complicat să auzi că unul dintre foștii tăi studenți a avut bucuria, dar și necazul să-i fi profesor, sau suferința, pardon, e chiar și eu. Dar, mă rog, însă, probabil mai mult suferință decât bucurie după ce le înțelese. Aș dori să folosesc o binețe tradițional creștină. Nu știu dacă există și versiune în limba maghiară. Am uitat să mă consult cu nevastă mea ca să mă deștepte sau să mă lumineze la problema aceasta. Dar există o binețe creștină foarte veche ce se folosește între ierarhi și zice așa, când se întâlnește unul cu celălalt, spune Hristos în mijlocul nostru. Și celălalt spune Amin. Iubiții mei oameni, dragi tineri, bărbați, femei, îngăduiți-mi ca această binețe să o rostesc încă o dată și cu adevărat lucrul acesta să se petreacă. Hristos în mijlocul nostru. Amin. N-am înțeles bine, se aude în capăt? Nu se aude? Nu se aude. Da? Mai mici chestiile astea atunci. Aș, 2, 5, 7, se aude acum mai bine? Da, sper. Da? Vom începe în seara aceasta un drum împreună, nu știu câți vom ajunge la capăt, dacă Loți are dreptate, este și bucurie și suferință, probabil pe drum mă veți părăsi unii dintre voi. Dar vom începe în seara aceasta un drum care se compune din două părți. Pentru fiecare seară voi avea aproximativ 5-7 minute, un moment pentru familie, iar pe urmă voi avea slujba propriu-zisă anunțată în program. Vă aduceți aminte cei mai mulți dintre voi că am trăit câțiva ani, unii mulți, într-o rânduire socială numită comunism. Comunismul ne-a luat pământul, ne-a luat educația religioasă, ne-au luat casele și alte lucruri. Dar ciudat, în toată suferința aceea au mai rămas familia. Sau a rămas familia. Orânduirea capitalistă în care trăim are o luptă extraordinară dusă până la capăt și nu se renunță. Vor să ne ia și familia. Din acest motiv, în fiecare seară voi pune înaintea voastră și înaintea mea un obicei, dintre obiceiurile de familie, care pot să întărească, să binecuvinteze și să păstreze familia. În Sfânta Scriptură, dragii mei, în Cartea Genesei, la capitolul 1, un verset foarte bine cunoscut de către majoritatea creștinilor, și evocat de multe ori, zice așa. Genesa, capitolul 1, versetul 26, zice. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. El să stăpânească peste toate. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat. Ce descriere frumoasă, câtă eleganță din partea lui Dumnezeu, câtă atenție a hotărât într-una din zilele creației să facă ceva care să-i semene. Și lucrul pe care a ales să-l facă, să-i semene, a fost familia. Din acest motiv, dragii mei, există o bătaie, un război declarat în lumea capitalistă pentru a fi distrusă familia. Dacă familia este distrusă, nu mai există niciun fel de imagine cu Dumnezeu. Bărbatul și femeia și copiii împreună sunt singura poză care mai există cu Dumnezeu. Motivul distrugerii ei este ca între oameni să nu mai existe niciun fel de imagine cu Dumnezeu.
Unul dintre cele mai importante obiceiuri care pot salva familia și care o pot face fericită este masa. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre masă. Eram slugă la oi cu mulți ani în urmă, am fost dat de tatăl meu, nu cioban, slugă, cioban e ceva, titlu înalt. Sluga este un fel de rob al ciobanului. Aveai un singur drept, să te trezești dimineața la 4, să dai în strungă, orică ploua, orică era senin, orică era frig, orică era cald, trebuia să te îngrijești să duci oile la hrană, să le aduci înapoi și așa mai departe. În fiecare zi, de obicei, după mulsul oilor, se întâmpla un lucru, și anume, baciu poruncea slugii să dea de mâncare la câini. Și exista o troacă, cel puțin la turma unde am fost eu slugă, unde se dădea, după ce se făcea cașul, rămânea zerul, care se punea într-o altă căldare și se fierbea. După ce se fierbea, s-aduna din acest zer urda. Cred că majoritatea dintre voi știți. Și după ce se lua a doua tură de bine din chestia asta, rămânea un fel de apă colorată spre gălbui, așa, și de obicei aceasta era hrana care se dădea la câini. Și mergeam cu găleata ca să torn în troacă la câini mâncarea. Câinii știau exact când te vedea că ești din stână cu găleata, știau că mergi să le dai de mâncare, toți pe lângă tine, nervoși. Dacă venea unul mai aproape de găleată, altul mușca. Era mare. Când turnam în troacă, era un căierare acolo desăvârșită, după ce se mușcau aproape fiecare unul pe altul și își găsea rostul la troacă, se făcea liniște și toți mâncau. De obicei, în regnul animalelor, masa este un motiv de gâlceavă. Potrivit Sfintelor Scripturi, între oameni, masa reprezintă altceva. Poți să stai la masă numai cu oamenii care ești prieten. Când te duci la o nuntă, te uiți, Doamne ferește să nu mă pună cu ăla la masă, că nu o să pot mânca. Nu? N-ați pățit din astea. Te pune cu unul la masă care nu-ți place și stai, zici că nu poți să înghițici, te elimini toxine și nu știi cum să-ți găsești un alt loc să te duci să mănânci, că n-ai cum să stai cu el să mănânci, că nu-l suferi, nu? Dar dacă te-a pus cu un prieten, te dai la mâncare, nu contează că ești de 100 de chile, mânci, te n-ai putut să vezi, că îți place, nu? Pentru că prezența lângă tine a celui care te iubește și pe care îl iubești, îți creează o ambianță. Una dintre cele mai demonice lucruri pe care le-a făcut Satana în societatea capitalistă este că luptă din răsputeri ca bărbatul și femeia, respectiv soțul și soția și copiii, să nu mai mănânce împreună. Au făcut McDonald's, au făcut KSF, au făcut Pizza Hut, au făcut ce știu ce buticuri aveți pe aici și zice, las că în drum spre servici, repede apuc eu la un cartof din ăla, mânc și la revedere. Și avem impresia că a venit în sprijinul nostru. Dragii mei oameni, nu există lucru mai frumos pentru o casă decât ca cei ce o locuiesc să mănânce împreună. O să ziceți, doamnelor, ai de mine, dar ce noi ne-am născut să stăm la cratiță, n-avem și noi dreptul să ne emancipăm, să... Aveți dreptul. Dar o femeie care știe să gătească și care face de mâncare bine, bărbatul ei nu umblă pe altundeva. Știți, este o zicală în popor. La inima unui bărbat ajungi pe unde? Prin stomac. Dacă ai făcut o mâncare așa beton și l-ai pus să mănânce, mâncă dragul de el și doarme, nu merge nicăieri. Unul dintre obiceiurile casei care fac familia frumoasă și fericită și care o țin la oaltă, este să mănânce împreună.
Distinse Doamne, dacă n-ați învățat până acum sau v-ați dezobișnuit de obiceiul ăsta, reangajați-vă să gătiți acasă. Măcar două mese pe zi, dacă nu toate trei, să fie împreună cu soțul și copiii. Să poți să povestești, să poți să-l vezi pe celălalt, să poți să te cerți că din nou a pătat fața de masă, să vezi că lui ai cade din gură și își pătează cămașa. Și sunt o groază de lucruri care participă la fericirea familiei, cu bunele și aparent relele care se nasc din asta. Să nu uitați, de obicei mănâncă împreună și își doresc să mănânce împreună cei ce se iubesc. Și într-o casă unde există un tată, o mamă și copii, dacă se iubesc, ei trebuie să mănânce împreună. Și dacă Dumnezeu ne ajută duminica viitoare, de mâine într-o săptămână, când gătăm drumul acesta, o să vă pun să ridicați mâna câți dintre voi v-ați trudit ca măcar o săptămână mesele toate care le-ați luat să le fi luat împreună cu soțul, cu soția și copiii voștri. Nu uitați, într-o casă care se vrea fericită, care este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, se prânzește, se cinează, o jână, cum se zice la noi la țară, o junio, cred că e în maghiară, nu? Așa ceva, da? Se iau cum? Împreună. Acolo vezi mâinile soției tale care au gătit, acolo vezi cum mănâncă bărbatul tău ca un elefant, acolo vezi cum se ceartă copiii între ei, că lui ai pus mai mult și mie mai puțin, și toată această frumusețe pe care Dumnezeu a creat-o aduce liniște, sănătate și fericire în casa ta. Deci unul dintre cele mai frumoase obiceiuri care fac o familie să fie împreună și fericită este să se străduiască întotdeauna să ia masa împreună. Vă doresc din toată inima acest lucru. Urmează o cântare de cor, după care vom deschide cuvântul Domnului în seara aceasta.